Bună seara și bine ați venit la emisiunea By Alexa. În această seară discutăm despre nutriție și în special despre dietele bazate pe grăsimi, între mit și realitate. Pentru aceasta l-am invitat pe doctorul Oz al României, pe doctorul Andrei Laslău. Bună seara, Andrei! Sărut mâna, bună seara dumneavoastră și invitații și telespectatorilor dumneavoastră. Bine ai venit în emisiune și mulțumesc că ai acceptat să vii. Ești faimos pe Facebook, ești faimos la emisiunile mondene. La emisiunile mondene ți se spune dieteticianul vedetelor sau nutriționistul vedetelor. Eu nu sunt nutriționist, eu sunt doctor. Tu eu ești medic-chirurg. Rezident chirurg anul 4, da. Da. Dar ai o pasiune deosebită pentru nutriție. Da, într-adevăr. Da? Într-adevăr, încă din anul 4 și 5 de facultate am scris numeroase articole pe teme nutriționale pentru diverse publicații din România. În speță pentru foarte multe au fost pentru un cotidian cu largă circulație, Jurnalul Național, foarte apreciat. Articole pe teme de nutriție și totodată am lucrarea mea de diplomă. Este la baza unui studiu care este publicat în Cambridge University Press, Public Health Nutrition. Se referă la nivelul de vitamina D și protecția împotriva infecțiilor respiratorii. Da. De unde ți-a venit această pasiune pentru nutriție? Să spunem că această pasiune se datorează, până la urmă, problemei mele cu greutatea, pe care am avut-o de-a lungul întregii vieți. Am fost un copil gras, probabil mult s-a recunoaște în povestea mea. Bunica mea întotdeauna făcea o grămadă de prăjituri excepționale, bunica mea avea... Ca toate bunicile. Da, ca toate bunicile. Întotdeauna îmi spunea să mănânc tot din farfurie, pe sfat pe care l-au primit foarte mulți oameni. Acest lucru de-a lungul timpului și faptul că, într-adevăr, poate n-am făcut suficient exercițiu fizic, n-am fost îndrumat către un sport, a dus la faptul că în școala generală mie mi se spunea pompi, eram gras, iar ulterior am fost și în liceu gras, am fost și în facultate, la un moment dat în facultate slăbisem destul de mult, iar ulterior când am început rezidențiatul, în mare parte datorită unor, să spun, obiceiuri alimentare căpătate la locul de muncă. Știți cum este colectiv mare, petreceri multe, tot timpul este mâncare pe masă acolo, tot timpul sunt tentațiile uzuale de tipul patiserie, cofetărie, covrigei, fructe dulci, întotdeauna este ceva așa. Și în gărzi mâncat târziu noaptea sau băut sucuri dulci, chestii care m-au dus la anul trecut, aveam în noiembrie cam 115 kg. Moment în care am zis stop. Și dovada se vedea când am 80, cam 85, 84, 85 de kilograme, din care primele 20 de kilograme s-au dus într-o lună jumate, cu o dietă bazată pe proteine și grăsimi și restricționată în carbohidrați. Nu... Hai să vedem și cartonul, cum arătai înainte și cum arăți acum. Colegii, vă rog, dacă se poate, să continuăm discuția până apare. Uite. Da, în prima poză sunt în anul trecut în vară, la, într-adevăr, într-un hotel din Bulgaria, la All Inclusive, iar în cea de-a doua poză sunt, au fost pozele făcute pentru o revistă online, pentru, nu vreau să-i dau numele, că nu știu dacă e reclamă sau nu, okay. Nu vreau să-i dau numele. A fost primul articol despre mine și acestea au fost cele două poze care au apărut. De fapt, eram într-o altă poză, erau alte două poze în acel moment, dar ulterior pozele au fost preluate în momentul în care s-a mediatizat un seminar de-al meu despre nutriție la o sală de fitness pentru femei, numai pentru femei. Șeful acelei săli m-a mediatizat în presă. Ulterior, ziarul Libertatea a cerut părerea mea despre dieta unei vedete. Întâmplător, vedeta a fost Bianca Drăgușanu și de aici toată, să zicem, toată nebunia cu aparițiile mele la Acces Direct, nu știu câte, 7, 8, 9, 10, nu mai știu câte, și invitațiile mele către și la alte televiziuni și popularitatea mea în creștere pe Facebook și așa, unde oamenii adică au găsit sfaturi foarte utile, adaptate lor și, într-adevăr, pot să slăbească mâncând bine.
Deci cum spun eu, visul oricărui da, se poate, deci ideea nu este că slăbim îndopându-ne, că lumea înțelege greșit, spune: "Domnule, îi lași pe oameni să se îndoape cu proteine și cu grăsimi în cantitate nelimitată." Nimic mai fals. Într-adevăr, am avut la un moment dat o poză cu niște cotlete prăjite în unt și gata, eu sunt cel care recomandă prăjeli în unt vara și eu sunt un criminal. Adevărul că sună îngrozitor. Da, cotlete da, prăjite în unt vara. Sună îngrozitor. Da, sună îngrozitor. Într-adevăr, a fost o poză. Ok, am mai avut și poze cu grăsime animale prăjite în unt. Problema este în felul următor, că lumea nu prea înțelege cum e treaba asta cu grăsimile și așa. Eu zi de zi consum și grăsimi vegetale. Mai este... Ce înseamnă grăsimi vegetale? Că deci, ca poate să spunem nu... alimente. Da, și eu, spune... și eu sunt de aceeași părere, apropo de ce spuneți dumneavoastră. Știți care e părerea mea la momentul ăsta? Că nutriționismul în sine și nutriționiștii au greșit. Ei au scos din alimente diversi nutrienți, asupra cărora au putut să găsească diverse beneficii sau diverse efecte negative pe termen lung în studii epidemiologice asupra sănătății. Nutriționismul a mers încă o treaptă mai departe, a scos alimentele din dietă și încă o treaptă mai departe, scoțând dieta din stilul de viață. Aici este cea mai mare problemă, pentru că asta a permis să existe pe piață la ora actuală niște alimente care sunt pure imitații, care nu sunt, sunt non-alimente sau, nu vreau să folosesc termeni duri, dar părerea mea este că sunt jeguri nutriționale, vândute la prețuri regești, cum am spus-o și am scris-o de atâtea ori pe Facebook, în pamfletele mele. Spre exemplu, eu o să dau un exemplu, un aliment foarte versatil, pe care nimeni nu-l recomandă, dar care beneficiază de enorm de multă reclamă și a beneficiat și la un moment dat de reclamă din partea unei vedete care îi dădea copilului acest aliment, se numește margarină sau ulei vegetal hidrogenat, care este o imitație de unt, creată în momentul, cândva în Germania post-război, ca să spun așa, când un kilogram de unt costa câteva milioane de mărci. Și atunci era o hiperinflație îngrozitoare și atunci s-a creat această margarină. Problema este că nutriționiștii au adaptat acest aliment minune și l-au transformat chiar în ceva sănătos odată cu începerea luptei împotriva grăsimilor saturate, care, se pare, conform unor studii recente, nu ar fi atât de rele. De ce spun asta? Pentru că grăsimile saturate, în special cele animale, ar crește într-adevăr, nu la toată lumea, colesterolul rău, zis rău, LDL colesterol. Problema este că grăsimile vegetale hidrogenate, margarinele, grăsimile trans, care se găsesc în tot ce înseamnă patiserie, cofetărie, făinoase procesate, cam tot ce este ambalat, dacă scrie ulei vegetal pe etichetă, puteți să fiți aproape convinși că e ulei vegetal hidrogenat. Numai când nu scrie vegetal hidrogenat, ar putea fi ok pentru consum, dar eu oricum nu recomand alimentele ambalate pentru că sunt non-alimente, după părerea mea. Alimentele sunt cele pe care le vede toată lumea zi de zi pe pagina mea de Facebook, așa, și sunt pur și simplu alimente. Că, și acum o să spun de grăsimi. Grăsimile vegetale ni le luăm dintr-o grămadă de alimente pe care le mâncăm zi de zi. Că este vorba de semințe, de floarea soarelui, de dovleac, de in, de susan, că este vorba de avocado, pe care acum toată lumea îl consideră bun, că este vorba de nucă de cocos, care culmea este doldora de grăsime saturată. Și acolo nu mai spune nimeni că face boală cardiovasculară. Din contră, vegetarienii și roveganii sunt înnebuniți și după beneficiile nutriționale ale nucii de cocos și ale uleiurilor de cocos. Cum stăm cu uleiul de măsline, că tot ești la uleiuri? Da. Cu uleiul de măsline sau cu uleiul din semințe de sâmbure de strugure, presat la rece? Da. Ca și uleiul de măsline presat la rece. Ideea este așa. Sunt site-uri foarte mari, de știri. Reuters, Business Insider, dau numai două, deci N site-uri de știri, care au publicat multiple informații despre cât de falsificat este uleiul de măsline. Se pare că mafia uleiului de măsline este mai mare decât mafia în sine, pentru că este un aliment care poate fi vândut foarte scump și care se pare că în 70-80% din cazuri este făcut din ulei de soia, la care se adaugă diversi alți aditivi. Beta-caroten, nu vreau să intru în detalii apropo de uleiul de măsline, dar vreau să vă spun altă treabă. Uleiul de măsline nu găsim în natură în sine ca ulei de măsline. Nu întindem mâna într-un măslin sau într-o vie să luăm de acolo o sticlă cu ulei de măsline sau cu ulei de strugure, de sâmburi de strug. De fapt, problema este în felul următor, după părerea mea.
aceste uleiuri sunt produse industrial, în niște malaxoare până la urmă. Aceste malaxoare procesează respectivele semințe, iar ele sunt expuse în momentul acelei procesări. La rece nu este procesat, adică, mă rog, e greu, foarte greu. Chiar dacă nu este la rece, mașinăria care procesează, produce o căldură. Totodată se produce și oxidarea lui prin contact cu foarte mult oxigen. Gândiți-vă că râșnim cafea. Și cât de pentru a mărunți acea cafea, gândiți-vă că se mărunțesc sâmburi de măsline. Eu nu cred că nu sunt tot niște centrifuge. Nu știu, sincer, nu știu cum se produce. Nu vreau să spun, un producător din industrie cum se produce. Cert este că e practic oxidat. Deci când ne-a venit în sticlă, nu mai este un ulei bun, devine un ulei rău. Eu recomand măslinele, foarte bine. Eu recomand nuca de cocos, recomand avocado. Le putem mânca. Recomand nucile braziliene, recomand nucile românești. Chiar am N poze cu nuci românești de mic dejun, de prânz. Eu aproape la toate mesele am mâncat în ultima vreme nuci românești pentru că au un raport foarte bun preț-calitate atunci când sunt luate din piață și sunt, pur și simplu, sunt alimentele de ale noastre locale. Hai să vedem, colegii, cartoanele cu cu alimentația, cu nucile, în care sunt incluse în diverse preparate și nucile. Avem aici... Da, nuci, alune de pădure, acolo cred că este piept de pui. Piept și acolo de pui, este spanac. Spanac cu brânză, spanac cu ceva brânză. Da, ideea este că în dieta asta, pentru a fi... Avem și mai departe, rog să ne spui, aici e o salată. Da, este o salată. De fapt, e un mic dejun, că văd ce e o felie de este pâine un și mic cafeaua. Dejun. Este o felie de pâine cu semințe. Cum să spun, noi limităm glucid, eu limitez, încă o dată, mai vreau să spun un lucru. Asta e dieta mea, e dieta mea pentru mine. Deci e dieta făcută de doctorul Andrei Laslău pentru pacientul Andrei Laslău. Deci dieta trebuie să fie neapărat personalizată. Cum să spun, sunt oameni care au rezultate și foarte mulți care au avut rezultate numai urmând pozele mele și echilibrându-și ei cantitățile. Problema mea este că unii nu înțeleg conceptul acestei diete și nu înțeleg că trebuie limitate glucidele. Dacă nu, unii îmi spun, primesc mesaje private, am ținut dieta ta cu fructe. N-am înțeles conceptul. Dieta asta presupune limitarea glucidelor. Fructele sunt foarte, foarte multe, fructe sunt foarte dulci, foarte bogate în glucide. Și eu am mai spus de multe ori că fructele ne bagă în cercul foamei și ne fac să ne îngrășăm. Poate la un moment dat o să desenezi. Chiar am să te rog să ne desenezi acest circ al foamei. Și să... Mulțumesc, circ, da. Acest circ al foamei, da. Pentru că, știi, pe vremuri, pe vremea lui Ceaușescu, erau goale acele clădiri minunate, nu se găsea nimic de mâncare și erau supranumite circul foamei. Așa că de la cercul foamei la circul foamei... Nu este o mare... Părerea mea este că foarte mulți români care au probleme cu greutatea se înfometează mâncând. Deci asta e părerea mea și o să le arăt cum. Te rog. Așa. Bun. Eu am mai desenat chestia asta și în alte emisiuni. Nu contează, noi acum suntem la altă emisiune. Foarte bine. Adică vreau, probabil unii din cei care mă urmăresc sunt familiari deja cu acest concept. Deci, cercul începe cu un dreptunghi, așa ca să fie frumos. Aici o să trec niște alimente foarte bogate în glucide. Pâine. Paste, cartofi, orez, cereale. Da, cereale. Aici am lovit pe foarte mulți pentru că mai ales au fost recomandate agresiv și abuziv, după părerea mea, de mulți nutriționiști pentru micul dejun. Sincer, stratul de 3 degete de grăsime pe porc, de șuncă pe porc, se face cu cereale. Toată lumea știe asta cu uruială de cereale cu porumb, ok? Bun. Cu porumb și cu alte cereale malaxat, da, așa, bun. Mălaiul intră în aceeași categorie, mă refer la mămăligă. Da. La... Cam da, dar cum să spun, o felie de mămăligă cam groasă cât era felia aceea de pâine din poză nu este contraindicat. Încă o dată, în cele 30-50 de grame de glucide pe zi cât ai voie în dieta asta, poți să mănânci și să-ți iei glucidele din ce vrei tu. Dacă vrei să-ți le iei dintr-o prăjitură după antrenamentul de forță, nicio problemă. Dacă vrei să-ți le iei din, nu știu, să zic 30 de grame de glucide din 500 de grame de zmeură, faci mult mai bine și îți faci un bine corpului pentru că acea zmeură este doldora de antioxidanți și atunci beneficiezi tu și îți oferi sănătate. Dacă o iei dintr-o prăjitură, da, ok, ți-ai făcut pofta cu prăjitură, dar nu te ajută acea prăjitură pentru că are zahăr, are grăsimi hidrogenate, are făină, adică are non-alimente, după părerea mea. Bun, deci, cereale, să revin, fructe,
dulci. Aici la fructe dulci o să includ, sunt preferatele noastre, banane, sunt mere golden, sunt struguri, sunt, e mango, așa, sunt pere. Și acum că tot a fost vară, nectarine, piersici, nu le mai scriu că nu vreau așa, mai avem o problemă cu laptele, laptele simplu și mai ales cu sortimentele de iaurturi cu fructe. Iaurt cu fructe. E, din toate acestea, pentru că iaurtul cu fructe are mai mult zahăr decât o înghețată. Plus zaharoasele, făinoasele, patiserie și cofetărie. Astea ultimele sunt și mai periculoase pentru că pe lângă glucidul rafinat, zahăr sau siropul de fructoză, de glucoză, fructoză, cum vedem adesea pe etichete, mai conțin și grăsimi hidrogenate, care sunt foarte periculoase, după părerea mea, și au fost interzise în multe locuri din lume. Adică nu, în anumite țări nu mai există. Mă bucur că n-ai trecut ciocolata acolo. Problema este așa. Eu chiar am spus la eu o emisiune. Eu fiind fană da, ciocolată. Deci ideea este așa. Ciocolată neagră, ciocolată neagră poate mânca după neagră 85% cacao, poți mânca, poți să mănânci până la urmă în extremis chiar și o ciocolată, pentru că dintr-o ciocolată de 85 de grame, nu vreau să-i dau numele acelui, e o firmă care fabrică această ciocolată, dintr-o ciocolată de 85 de grame, 85%, iei vreo 10, 11, 12, 13 grame de glucid, deci ești undeva, de zahăr mă refer, deci ești undeva în sub cele 30-50 pe care le-ai avea voie într-o zi în această dietă. Bun. Bun. Deci tu ai trecut acolo o grămadă de lucruri pe care n-ar trebui să le mâncăm. Părerea mea că n-ar trebui să le mâncăm. Și atunci ce Dumnezeu mâncăm? Stați un pic. Vreau să spun de ce nu ar trebui să le mâncăm și să fac foarte pe scurt ceea ce am spus eu că se numește cercul foamei. Din astea s-a estimat că ne luăm, așa, și sucuri dulci. Să nu uit, sucuri dulci. Din astea s-a estimat că ne luăm 250-500 de grame de zahăr zilnic. Ori noi avem adică o jumătate de kilogram de zahăr. Da. Deci și din noi avem în sânge cam 2-5 grame constant. Vă dați seama că dacă toată glucoza asta ar ajunge odată în sânge și corpul ar permite ei să se acumuleze în sânge, am face o glicemie de 8000, mă rog, o glicemie uriașă și am muri instantaneu. Când glicemia crește, atunci crește și insulina. Care are legătură cu pancreasul, da, nu? Care este produsă de pancreas. Știe toată lumea că nu se produce suficientă insulină, apare diabetul. Care poate fi de tip 1 când nu se produce deloc insulină și în general este la tineri acel tip de diabet, sau poate fi de tip 2, dar și de tip 2 poate ajunge a necesita insulină pentru echilibrare metabolică, pentru că nu se poate obține controlul glicemiei altfel, doar cu pastile. Această insulină o să bage această glucoză. Eu am asemuit nivelul de glucoză pe care îl avem în sânge. Dacă am face aici, dacă am desenat un pahar, noi avem o linguriță, o jumătate de linguriță, o linguriță în acel pahar. Și noi punem încă 50-100 de lingurițe rase, lingurițe de ceai, de zahăr, ca să umplem acest pahar. Asta ne facem zi de zi, mulți dintre noi își fac asta zi de zi. Vă dați seama că e practic un dezastru metabolic ce se întâmplă. Asta înseamnă doar 1000-2000 de kilocalorii. Și totuși, mulți mănâncă tot ceea ce este pe această listă și sunt slabi. Da, unii au, am mai spus în alte emisiuni, metabolism binecuvântat. Aș putea să detaliez. Ideea este că ei nu au o așa de mare rezistență la insulină cum avem mulți dintre cei care sunt foarte plinuți și grăsuți și au avut probleme cu greutatea de-a lungul vieții și totodată au o tiroidă foarte bine funcțională și țesutul lor periferic, în speță, lipaza, să spunem, răspunde foarte bine, lipaza lor, care scindează grăsimile, răspunde foarte bine la acțiunea tiroidianului. Cum spun eu, se iubește cu tiroidianul. Ei au hormon tiroidian normal la măsurătoare, dar dacă am verifica, ei pot să mănânce atâta tocmai pentru că au, dar în timp și ei își uzează această binecuvântare metabolică și pot să facă și ei toate celelalte probleme pe care le face un om care nu are acest avantaj și care se îngrașă mult mai repede. Dar să știi că există o grămadă de articole care contrazic această dietă keto, da, spunând că este la un moment dat destul de periculoasă dacă o ții în timp îndelungat. Da. Adică ideea este așa. Eu nu recomand să ții dieta
ani de zile, eu recomand să ții dieta până ajungi la o greutate normală. După care, sunt N variante. Poți să treci pe o variantă cu ceva mai multe glucide. Poți să treci pe o variantă în care ții 3 zile dieta, o zi ieși din dietă. Ții 3 zile dieta, o zi ieși din dietă. Deci cu alternare, cu 2 zile de încărcare pe săptămână. Sunt multiple variante. Poți să treci la un alt tip de dietă. Ideea este că îi ajută foarte mult pe cei care au deslăbit multe kilograme, le rezolvă această problemă metabolică. Aș vrea să termin un pic schema, ca să spun. Deci ideea e așa. Mai avem în mușchi plus, deci insulina o să bage glucidele respective multe în mușchi și o să-i poată băga o parte în mușchi și ficat. În mușchi un om normal are 110 grame de zahăr și glicogen și 220 în ficat. Da, un om de 70 de kilograme, ca să o spunem așa. Bun. Deci noi băgăm în fiecare zi cam cât avem în rezervorul nostru, cum spun eu că acesta este gazul, un combustibil rapid. Iar dacă nu o bagă acolo, o să o bage și cum nu prea poate băga pentru că asta e deja plină și singurul efort care poate să golească mușchiul și așa este efortul intens. Efortul fizic. Efortul fizic intens. Muncă pe șantier, sala de forță intens, sprinturi, deci efort intens, efort cu greutate, nu efort... Merg și eu un pic lent pe bicicletă și citesc revista și nici nu transpir și în niciun caz nu e foarte genul merg pe jos. Deci majoritatea oamenilor merg pe jos cu mașina, urcă scările cu liftul și efortul pe care îl fac este să butoneze tastatura. Ăsta e adevărul, adică și eu am fost acolo, știu ce înseamnă. Eu acum mă duc doar de 3 ori pe săptămână, hai maxim 4 ori pe săptămână la sală, 30-40 de minute maxim. Și, mă rog, adică am martori, nu că cei care mă văd la sală știu foarte bine că atât mă antrenez. Și mă antrenez foarte puțin. Deci oricine pentru sănătatea lui își poate găsi 30 de minute de 3 ori pe săptămână, înseamnă 90 de minute. Bine, noi oamenii investim mai mult în mașină, în casă, și mai puțin în sănătate, și mult mai puțin în sănătate. Da. Și ajungem la doctor când nu mai poate face nimic de multe ori pentru noi sau... Am depășit atât de mult ceea ce se putea repara, încât nu se mai poate. Deci ajungem la... sau se poate, dar se poate cu costuri uriașe pentru sistemul de sănătate, cu costuri uriașe pentru noi și până la urmă cu dizabilitate prematură, cu o grămadă de chestii. Bun, deci efort intens. Am spus de ce. Dacă nu ajunge în mușchi ficat, va ajunge în țesutul adipos, da, în țesutul adipos, unde stocăm grăsimi. Stocăm grăsimi. În momentul în care se întâmplă această chestiune, hormonul satietății, leptina, scade. Nu trebuie înțeles ca nivel absolut al leptinei, pentru că un om cu foarte multe kilograme, fiind produs de țesut adipos, un om cu foarte multe kilograme poate să aibă leptina chiar crescută, dar locul unde acționează leptina, adică centrul foamei din hipotalamus, din creier, da, hai să desenăm așa un creier, și aici micuț de tot centrul foamei, așa, acolo ne spune foame, ne spune să mâncăm. Și atunci ne întoarcem la chestiile astea dulci, la toate alimentele astea dulci, și atunci ne înfometam, pentru cei care are, mâncând. Dieta asta e extrem de sățioasă, renunțând la mare parte din astea, obținem o sațietate incredibilă. Într-adevăr, toată lumea știe că grăsimea e sățioasă. Adică, o bucată de brânză, un ou, care sunt până la urmă alimente. Deci, eu nu recomand altceva decât... și mi le recomand mie până la urmă, că pagina e experiența mea. Adică, ce-mi pozez eu sunt pentru mine, sunt ale mele. Eu nu pot să spun că le recomand tuturor să facă ce am făcut eu. Poate unora nu li se potrivește. Și, încă o dată, mai trebuie spus ceva. Pentru că este o dietă în care se consumă multe grăsimi. 65% din calorii trebuie să vină din grăsime sau pe acolo. Trebuie să se facă la începutul dietei, deci trebuie omul să-și facă niște analize, știe cum stă cu colesterolul, cum stă cu trigliceridele, cum stă cu glicemia, cum stă cu creatinina, cum stă cu urea, deci cum stă cu niște constante pe care le are el ale lui. S-a observat că această dietă, dacă este corect efectuată, dacă se combină și grăsimi animale cu grăsimi vegetale și nu se mănâncă numai grăsimi animale, dacă eventual mai luăm și niște suplimente nutriționale, dacă nu putem să zicem să mâncăm pește, trebuie ar fi bine să suplimentăm cu ulei de pește. Și dacă este făcută cu toate categoriile de alimente, dacă mâncăm și legume și salate de crudități și așa, o să obținem niște beneficii prin
scăderea colesterolului prin scăderea colesterolului rău, creșterea colesterolului bun, prin scăderea trigliceridelor, prin scăderea și așezarea glicemiei într-o zonă, într-o zonă optimă, după părerea mea. Sunt studii recente, eu am postat la mine pe pagină, cine vrea poate, și nu sunt ascunse, există pagina, eu în general dau referințele, întotdeauna asta a fost părerea mea cea mai bună, când scrii despre ceva, nu trebuie să-ți păstrezi sursele pentru ei, nu, trebuie să le dai și altora referințele respective, să stea și ei să citească dacă vor, absolut, dacă își doresc respectivele studii, să le citească și să vadă dacă într-adevăr este... Ce ai spus tu coincide cu ce scrie acolo. Încă un singur lucru mai vreau să spun apropo de acest cerc al foamei. Cercul foamei pentru cei mai mulți oameni începe în felul următor. Dimineața cu un bol cu cereale cu lapte, din care ia aproape 100 de grame de glucide, cerealele au vreo 70% glucide, mai ales astea procesate, v-am mai spus. După părerea mea, un jec nutrițional vândut la preț regesc. Dar spune, te rog, cerealele astea sunt recomandate pentru digestie, da? Se spune că pentru, dacă nu ai fibre, dacă nu consum fibre, atunci digestia este îngreunată. Părerea mea, putem să luăm mult, deci cerealele au foarte puține fibre. De exemplu, 100 de grame de semințe de in au vreo 27 de grame de fibre. 100 de grame de cereale au mult mai puțin, sub 10 grame de fibre. Adică din nuci, din leguminoase, din fructe puțin dulci, luăm suficiente fibre ca să nu avem probleme. Plus că în dieta asta trebuie consumat 3-4 litri de apă. Plus că majoritatea oamenilor oricum își încep ziua cu o cafea care ajută și ea la tranzitul intestinal. Plus că până la urmă, nu spune nimeni să nu mănânci decât să mănânci doar carne și ouă și brânză grasă, în care, într-adevăr, nu ai fibre. Deci, problema este în felul următor. Eu vă pot spune de unde a plecat problema asta. Atkins, care a revoluționat până la urmă conceptul ăsta și l-a adus în actualitate și a vândut milioane de cărți apropo de, legate de dieta asta, a făcut o greșeală. Eu spun că a făcut o greșeală, după părerea mea. Acum nu sunt, eu nu pot să-l judec pe Atkins. Atkins este mult mai mare decât foarte mulți și a avut dreptate în multe privințe. Dar a făcut o greșeală. Le-a dat voie să mănânce o cantitate nelimitată de proteine și grăsimi. Ori eu nu recomand în niciun caz nimănui o cantitate nelimitată de proteine și grăsimi. Nimănui. Deci în dieta asta pe care o fac eu, o țin eu și pe care, mă rog, i-am ajutat și pe alții să țină această dietă, se mănâncă și glucide, se mănâncă legume la aproape toate mesele, se mănâncă salate de crudități, se mănâncă nuci, se mănâncă alune, se mănâncă semințe care au foarte multe grăsimi bune, se mănâncă, deci în niciun caz nu se mănâncă numai carne și numai ouă și numai brânză grasă și așa. Totodată eu nu recomand deloc mezelurile care... despre care poate o să mai vorbim altă dată dacă o să mă mai invitați, care sunt cancerigene, nitritul de sodiu din ele este implicat în apariția multiple cancere de tub digestiv și există dovezi recente, n-am inventat-o eu. Ca o curiozitate o să vă spun că mamele care mănâncă în timpul sarcinii mezeluri cresc riscul de tumoră pe creierul bebelușului în primii 3 ani de viață. Și sunt studii foarte bine făcute, publicate în jurnale științifice, deci nu vin eu cu bazacon, nu. Sunt studii, am scris pentru Jurnalul Național despre mezeluri și cine vrea să caute acel articol este foarte bine documentat, poate să citească referințele. Deci, cum am spus, sunt o grămadă de beneficii. De fapt, această dietă, ca să o numesc eu așa, ne păzește de toate nenorocirile moderne. Ne păzește de zahăr, ne păzește de siropul de fructoză, ne păzește de grăsimile hidrogenate, pentru că eu v-am spus, nu prea recomand uleiurile vegetale procesate. Ne păzește tot ce înseamnă patiserie, cofetărie. Cred că foarte mulți nutriționiști vor fi de acord cu o mare parte din ce am scris eu acolo. Nu vor fi de acord, evident, cu fructele, pentru că tot parcă un nebunit și recomandă fructe când toată lumea știe că fructele îngrașe. Deci toată lumea care este corectă cu... fructele chiar îngrașe, adică nu e o invenție când dacă te îndopi cu fructe, te îngrași pentru că e foarte multe glucide și pe lângă fructe îngrașe tot ce am scris eu acolo și pâinea și cartofii și pastele și cerealele. V-am spus, stratul de 3 degete de șuncă pe porc se face cu cereale. Nu e om să nu știe chestia asta. Ce înlocuitor se poate folosi pentru zahăr? Pentru că marea majoritate dintre noi, eu recunosc că nu pot să beau cafea fără zahăr. Da, până la urmă, încă o dată, sunt 30-50 de grame de glucide care se pot consuma zilnic. În acele 30... Asta câte linguriță înseamnă? Păi
36 lingurițe rase. Deci până la urmă, dacă pui o linguriță de zahăr, n-o să mori, n-o să pățești nimic. Există îndulcitori. Eu beau cafea fără zahăr. Eu o beau simplă și, în general, mă rog, cum am scris și de atâtea ori pe Facebook-ul meu, încerc să beau o cafea bună, o cafea bio, care să mă ferească de pesticide, fertilizatori și alte nebunii, pentru că de procesul de prăjire n-are cum să mă ferească, în care se dezvoltă diverse chimicale și așa. Dar totuși sunt foarte multe studii despre cafea și de cât de benefică este ea. Adică, de fapt, eu o să vă mai spun un secret. Nu cred că există plantă de pe planeta asta care să n-aibă antioxidanți. De fapt, toate au antioxidanți. În general, era și o glumă că Dumnezeu, oamenii îl întrebau, oamenii de știință îl întrebau pe Dumnezeu: Doamne, unde se găsește leacul pentru cancer? Și acesta, în plante, copiii mei. Și au început, s-au agitat, au desfăcut plantele în componente. Asta face nutriționismul. Au desfăcut, au identificat niște indoli, niște antocianine, niște fenol, niște resveratrol, niște așa, antioxidanți și așa. Și totuși, după ani de zile de cercetări și așa, n-au reușit să găsească leacul în plante. Și supărați, s-au întors la creator și au spus, strigau așa în neant: ne-ai păcălit, nu este în plante. Și la care răspunsul este în plante întregi, copiii mei, este în plante întregi. Deci în fiecare plantă vom găsi sute sau zeci de antioxidanți care probabil lucrează sinergic. Paradoxul francez a încercat nutriționismul să lege de resveratrol. Ori nu trebuie legat de o substanță, că în vin mai sunt și polifenol, mai sunt N antioxidanți în afară de resveratrol. Industria farmaceutică asta încearcă să găsească un glonț magic, o pastilă pe care să o poată patenta și să obțină miliarde de dolari din ea, făcând niște studii care să demonstreze niște chestii de eficiență și așa. Apropo de chestia asta, sunt o grămadă de pastile, tot netul e plin cu reclame la tot soiul de pastile, tot soiul de poțiuni, până și pastilă cu supă de varză am văzut că există. Da. Și alte extracte din plante care mai de care sau din alge de nu știu care. Spune-mi cât de benefice sunt aceste prelucrări, ca să zic așa. Da, reclamele pentru produse de slăbit sunt mai frecvente decât sunt reclamele la Viagra, să ne înțelegem, sau la pastile de potență. De unde se trage concluzia că da, oamenii sunt foarte, disperați. Oamenii sunt foarte disperați. Multă lume are această deci, problemă. E clar, oamenii sunt disperați, foarte mult, dar sunt păcăliți. Deci sunt păcăliți. Părerea mea, sunt păcăliți. Nu poate o să vin odată. Acum nu știu dacă n-are rost să oricum să mai desenez și harta grăsimilor și cum se ia grăsimile. Dar te rog să o desenezi. Vreți să o desenez acum în emisiunea asta? Avem timp? Avem timp? Bine. Cred că mai avem. Cât mai avem, colegii? 20 de minute. Oho, bun. Că... Bine, că tot voiam să vă spun de cer cu foamei. Cer cu foamei se face așa, știți? Eliminăm astea, așa, și ieșim frumos și artistic din cer cu foamei. Așa, bun. Acum, bun. Deci ai rupt... Am rupt cer cu foamei. Cer pentru, cu foamei. Pentru privitorii noștri. Da. Așa, bun. Acum o să vă spun ceea ce a fost botezată de o televiziune. Nu este... Eu am inventat analogia... care este, am inventat o analogie pentru un proces complicat. Procesul arderii grăsimilor este un proces complicat. Apropo că m-ați întrebat de pastile și așa. Deci, indiferent că suntem femeie, că suntem bărbat, că suntem copil, că suntem, nu contează ce suntem, că suntem cățel, pisică sau așa, ideea este că grăsimile se ard în cam același mod. Nu prea se ard altfel. Deci există un proces științific, biochimic, prin care se ard grăsimile. Foarte mulți nutriționiști, ca să vă spun pe șleau, nu prea știu acest proces. Și da, ați putea să-i întrebați. Bine, nu vreau să intru, nu vreau să mă cer cu nimeni și așa. Deci ideea este așa. Aici e o mină de cărbune. Mina de cărbune a organismului sau grăsimea sunt și trigliceride sau triacilgliceroli. Trei acizi grași pe o moleculă, legați cu o moleculă de glicerol.
mina de de ce îi spun mină de cărbune? Pentru că este un combustibil care necesită o muncă să-l scoți, deci trebuie să ne muncească un miner să ne scoată aceste grăsimi din mină ca să poată fi ars. Acest domn... E un fel de Roșia Montana. Exact, o Roșie Montană, exact. Și nu începe odată. Bine, eu nu vreau să intru în politică sau așa. Dar oricum da, pentru majoritatea oamenilor e un fel de Roșia Montană eternă, pentru că nu pot să scoată aceste glucide din mină, aceste grăsimi din mină, acești cărbuni din mină, pentru că ei consumă foarte multe glucide. Și o să vă explic imediat deci. Și când minerul este fericit și vesel, așa, am desenat un miner, pe el îl mai cheamă și triacilglicerol lipază sau lipază hormonosensibilă, este o lipază care răspunde acțiunii hormonilor, ea scindează trigliceridele în acid gras și glicerol. Bun. Și acum ăștia sunt scoși frumoși, deci cei trei cărbuni care stăteau legați pe o moleculă de glicerol, da, să-i desenez așa, așa, cu glicerolul, sunt scoși și baltesc în sânge, să spunem așa, inițial. Nu vreau, nu, deci o analogie, nu vreau să se înțeleagă. Deci a scos cărbunii din mină. Noi lucrăm aici cu analogii, nu lucrăm cu știință pură, că nu vreau să plictisesc pe nimeni. Bun, deci ăștia înțelege sunt... mai și mai bine, dacă da, înțelege mult mai bine. Bun, sigur. Deci avem un miner... O mină de cărbune, da? Și niște cărbuni. Bun, cărbunii sunt transportați. De fapt, ajung la ușa uzinei. Uzina este ficatul. Și are, de fapt, multe, multe, multe uzine, care sunt mitocondrii. Mitocondrii sau uzinele energetice. Bun, și este... Ca să nu plictisesc să inventez prea multe analogii, sunt duși acolo de un tren de marfă, da? Deci, cărbunii sunt transportați de către un mărfar la uzină. Mai descriu o dată, uzină. Hai să facem și niște turnuri așa ca să se ardă. Bun, deci acizii grași ajung în mitocondrie, da? Cine îi transportă se numește și carnitin palmitoil transferază 1. Iar, vedeți, am început cu chestiile astea, nu vroiam să ajung aici. Așa, îi transportă de fapt câte unul, câte unul, nu câte trei, cum am desenat eu aici, și îi bagă în mitocondrie. Bun, și ăsta e un tren, da? Un tren, așa, cu... și îi duce, deci, trenul de marfă, tren. Bun, odată ajungi în uzină, ei sunt arși sau oxidați și se formează chetone. De aia am spus eu că de fiecare dată când pierdem grăsime, pierdem prin acest fenomen. Nu se poate pierde grăsime altfel. De-aia dieta ketogenică funcționează excepțional de bine. Pentru că ea arde, cum să spun, ea induce pierderea majoritară a grăsimilor. Celelalte diete strică și destul de multă masă musculară. Dieta keto-low carb, cu puține glucide, da, protejează, este ținută de toți atleții, de toți sportivii de performanță, de toți cei care au de făcut o probă cu cântarul, pentru că ea protejează, rămâi cu 90% din masă musculară și de fapt au fost făcute recent, este un studiu chiar din 2012 pe care l-am publicat deja pe Facebook-ul meu, la sportivii de performanță cu diete cu foarte puține calorii și cu foarte puține glucide, sportivii de performanță își păstrează forța și masa musculară și pierd mai mult grăsime. Asta, adică e clar de ce o folosesc, da? Bun. Ce sunt aceste chetone? Păi, o să vi le scriu acum. Deci este acetona, acidul acetoacetic și acidul hidroxibutiric. Chetonele sunt practic produși de ardere a acizilor grași, de beta-oxidare, care sunt după aia folosiți în creier. Sună așa ca ceanurile, chestiile astea, acetona. O să vă spun imediat ce e cu acetona și o să vă spun chiar o chestie amuzantă. Adică amuzantă, nu e amuzantă. Deci sunt folosiți în creier, să scriu că aici am scris B, mă gândeam la brain, și în mușchi. Da, pot fi folosite fără nicio problemă de către aceste țesuturi. Ideea acum că, și aici uzina mai are o rezervă de gaz. Am auzit că chetonele astea afectează la un moment dat creierul. Cred că l-afectează într-un sens pozitiv, dacă vreți să vorbim așa. Foarte mulți cei care intră pe această dietă observă că au o îmbunătățire a capacităților mentale. Deci o îmbunătățire, o claritate neobișnuită pe care nu o aveau înainte. De fapt... ei nu mai sunt în acel cerc de sugar high și sugar low, cu hiperglicemie atunci când consumă multe glucide și scădere prăbușire.
Femeile observă cel mai bine chestia asta și de-aia aleargă după ciocolățică. De ce? Pentru că atunci când mănânci glucide, îți crește nivelul de serotonină din creier și te simți bine, da. Poate ești ușor anxios, poate ești ușor fericit. Neliniștit, ești fericit, te simți bine. După care, după ce a crescut acea glucid, după aia apare panta, deci este cumva așa, urcă și după aia coboară brusc. Și atunci aici ai hiperglicemie și te simți bine și aici ai hipoglicemie, când deja ești depresiv, când ești anxios, când ești apatic, depresiv, supărat și cer glucide și brusc mănânci glucide și stai în acest cerc care îți afectează și buna dispoziție. Și când ești obosit simți nevoia să mănânci... Da, de foarte... Pe dieta asta nu mai e același lucru. Deci pe dieta asta foarte multe din treburile astea dispar. Sunt, cum să spun... mie îmi spun foarte mulți oameni și sunt pe Facebook-ul meu foarte mulți care îmi spun că că nu le vine să creadă că nu le e foame. Deci nu le e foame, mănâncă pe săturate. Ideea e că apare o restricție calorică, pentru că în momentul în care se modulează singură insulina, pentru că îi restricționez glucidele. Apropo, asta vreau să scriu neapărat, o să scriu cu roșu, știu că nu se vede bine pe tablă, dar o să scriu totuși cu roșu. Pe lipază o blochează insulina. Deci insulina. Sau glucidele. Deci, nu numai că parșiva asta ne stochează grăsimi, cum v-am desenat în cercul foamei, dar face aproape imposibil să le scoatem să scoatem cărbunii din mină, ca miner. Deci, practic, îl îmbată pe miner, da? Deci, trebuie gândit clar că atunci când băgăm glucide, ne îmbătăm minerul nostru, care muncește cu drag și spor pe plantație în mină și scoate cărbunii. Și atunci devine quasi imposibil să slăbim. De-aia spun că dietele cu 200 de grame de glucide sau cu mai mult pe care le dau, deci trase la Xerox, da? Eu am văzut nenumărate, nu vreau să intru în detalii și așa. Deci astea nu merg, pur și simplu. Deci ele induc sunt hiperglucidice, moderat proteice și hipolipidice. Omului este foame tot timpul și va trișa. La un moment dat, ok, va slăbi pentru o restricție calorică și va pierde și foarte mult mușchi. Dar nu vreau să mai intru în detalii să spun cum se întâmplă asta. Dar pierde și destul mușchi, așa, și destulă proteină din mușchi prin conversie în glucoză. Și v-am spus, treaba asta, deci practic controlul insulinei cu glucide ne va ajuta foarte ușor să slăbim. Aici mai este o chestie de care voiam să vă spun. Aici avem, deci gazul de care spusese mai devreme, cel din ficat și mușchi. Cele 220 de grame pentru un om de 70 de kg și 110. Ideea este așa, că dacă noi 12-14 ore nu mâncăm nimic, suntem într-o chetoză ușoară. Ce vreau să spun? Ideea este în felul următor. Foarte mulți nutriționiști le spun pacienților, și nu numai nutriționiști, un sfat în reviste, în publicația. Nu mânca după ora 18 și o să slăbești. Este un sfat... genial, pentru că e o păcăleală, pentru că practic îți induce o chetoză. Adică în 12-14 ore, deci nu mănânci de la ora 18 până la ora 6 dimineața, sunt 12 ore. Poate tu iei micul dejun la 8, poate îl iei la 10, ești într-o ușoară chetoză, deci într-o stare, chetoză practic este sinonim cu arderea grăsimilor, ești într-o chetoză ușoară pe care o strici, cu un bol de cereale și așa. Ideea este că totuși funcționează. Dar ce se întâmplă că dacă, de exemplu, sunt mulți oameni care nu mănâncă micul dejun, sar peste micul dejun? Își încep ziua cu cafeaua și țigara. Deci cred că Facebook-ul, nu există pledoarie mai bună pentru micul dejun decât am făcut eu. Cred că am cele mai multe mese de mic dejun postate dintre toți oamenii care poate mai fac chestii de-astea. Un mic dejun în care se consumă și grăsimi, în care se consumă poate două ouă, în care consumăm și o bucățică de brânză telemea, în care consumăm o salată de crudități, pe lângă care mai consumăm niște nuci, niște alune, niște semințe, este un mic dejun foarte sățios, care te ferește de apariția la ora 10 a acelei pofte de dulce, care apare în mod normal când consumăm cereale cu lapte la micul dejun. Pe la ora 10 deja îți este foame dacă ai mâncat cereale cu lapte. La ora 10 mănânci un pateu sau un covrigel sau un cornuleț. Se poartă crănțănelele la birou. Da, și crănțănelele. Păi de asta v-am spus, cel mai greu este să te ții de o dietă într-un colectiv mare. Pentru că întotdeauna fiind chestii de-astea pe birou,
E un dezastru, adică te, cum să spun, e foarte, adică îți trebuie voință, îți trebuie voință, clar. Asta vreau să te deci întreb. Trebuie ceva voință. Trebuie multă voință. Ideea este că voința trebuie descompusă în pași micuți. Adică hai să zicem că nu încep dintr-o dată, dar step by step. Hai să spunem că încep să reduci pâinea, încep să mai reduci un pic cartofii și pastele și să le înlocuiești cu legume. Începi să ok, nu poți fără un suc dulce, bei un suc cu îndulcitor. Nu vreau să-i dau numele, că nu vreau să fac reclamă. Sau bei cafea, încep să bei cafeaua cu un pic de tot așa îndulcitor și așa. Nu recomand îndulcitorii, majoritatea au probleme. În primul rând că îndulcitorii, da, am încercat eu personal, da, da. Și îndulcitorii schimbă gustul, deci nu e... Da, deci exact, multă lume spune, domnule, eu nu pot să beau porcăria, da, cu îndulcitori, e... că n-are același gust. N-are. Într-adevăr, într-adevăr, este o păcăleală și în plus... ne va face să bem mai departe, adică sau să bem sau să mâncăm ceva dulce compensator, ulterior. Gustul, deci cel mai bine e să... Dar ce părere ai despre zahărul brun? Bio? Este, sincer vă spun, zahărul e zahăr. Că e brun, că e alb, că e așa, nu vreau să spun că mai umblau niște zvonuri cum că ar fi colorat. Ca și cu pâinea neagră. Exact. O felie... Eu pot să mănânc și o felie de pâine albă, că nu o să mi se întâmple nimic. Nu recomand, recomand cum am eu, o pâine cu semințe, o pâine făcută în casă și așa. Dar mie mi-ajunge o pâine o săptămână sau ceva de genul ăsta, iar acea pâine pe care o mănânc eu este o pâine care se strică în 3 zile. Deci dar dacă... ești convins că făina pe care o cumperi este făină neagră sau făină integrală? Este greu să mai fim convinși de o grămadă de lucruri. Pentru de aia, că de eu, aia, știi, da, de ce spun treaba asta? Pentru că eu, duminica trecută, aveam făină neagră în casă, da. Și mi-am făcut un fel de, cum să zic eu, un fel de chestie italienească, așa, o pâine foarte subțire, întinsă foarte bine, care a crescut foarte frumos, pe care am înțepat-o cu furculița și am uns-o cu roșie și am pus rozmarin pe deasupra. Am înțeles. A ieșit deosebit de bună, așa, numai că... nu avea culoarea aia, cum să spun eu, de pâine... Știți care e problema? Exista la un moment dat... Când eram eu copil, da, exista pâinea neagră rotundă. Exista, da, o pâine neagră rotundă care era cu adevărat neagră. Adică, da, se vedea... Da. Este o problemă. Foarte multe alimente... E bine... Nu știu, eu am făcut și o campanie, apropo de campania mea, am postat etichete și le-am citit pentru oameni și le-am spus de ce nu-s bune acele produse și ce nenorociri conțin. Am scris la toate că-s pamflete ca să nu am vreo problemă cu vreun producător sau ceva de genul ăsta, toate sunt pamflete, deci eu am spus și n-am spus. Da, păi nu, n-ai ce să faci pentru că te poți trezi cu o mega corporație care spune că tu de fapt nu știi ce spui și atunci nu vreau să am probleme. Ideea este în felul următor. La un moment dat exista o lege a imitației alimentare. Deci, de exemplu, margarina era cu ambalaj roz. Asta e de până în Statele Unite. Nu mai știu exact să vă spun anul, dar avea un ambalaj roz și se știa clar, băi, e imitație. La fel, un anumit, deci avea o etichetă, mezelul ar fi avut un ambalaj roz ca fiind o imitație de carne. De anul viitor am înțeles că și în Uniunea Europeană vor apărea etichete în care va fi trecută chiar absolut tot ceea ce conține alimentul respectiv. Da. Deci vor avea etichete foarte, da, consistente. Da. Acum în ultimul timp am citit câteva articole în care se spunea că foarte multe mezeluri conțin apă, conțin foarte mulți nitrați. Nitriți, da. Sau nitriți, conțin tot soiul. Știți de care e problema cu nitriții? Deuri. Da. Și... deci mezelurile sunt în categoria nu. Eu am spus nu mezeluri, nu brânză topită, nu cereale cu lapte, nu iaurturi cu zahăr. Astea așa, ca principale, mai sunt, dacă stăm să le luăm la pași. Totodată, apropo de ce ați spus mai devreme cu alimentul, vreau să vă spun că o idee bună ar fi să încercăm să ne procurăm alimente de la țară sau din surse cât mai sănătoase. Eu am zis de mult timp și tot, da, eu tot marșez pe ideea să revenim la alimentația pe care o aveam, la, da, la produsele naturiste, păi pentru că România a fost, da, una dintre puținele țări care până acum câțiva ani a avut produsele proprii.
Așa este. Tradițional nu existau îngrășăminte nici pentru legume, nici pentru fructe. Exista celebrul bălegar, exact, cu care se îngrășa pământul și ieșeau roșiile acelea nemaipomenit de gustoase. Care nu mai există, practic. Care nu mai există. Deci eu în vara asta n-am reușit să mănânc o roșie care să aibă un gust. Deci nici n-am mai cumpărat la un moment dat roșii, da, pentru știți, că erau înfiorătoare. Da, sunt de aceeași părere și eu am Problema este că cine mai cultivă roșii la țară, e foarte greu să ajungi, dacă n-ai pe cineva care să ți le aducă, sau mă rog, exact. Sau să te duci tu la o anumită perioadă să te aprovizionezi, e foarte greu să ajung aceste produse, exact, în București, pentru că majoritatea piețelor au fost confiscate, clar, de acești samsari care au marfă numai din import și care au înlocuit țăranii. Și spun că e românească. Asta și spun că e românească. Asta e cea mai... Da. Eu mi-am găsit am găsit sursă pentru mine de brânză și de unt de țară. Ouă de țară mai aveam. Mă rog, pui de țară și animale de țară mai dar ideea este în felul următor. Eu vreau să spun așa. Până la urmă, dieta asta, că foarte multă lume m-a acuzat că promovez o dietă care e scumpă. Dieta asta nu trebuie să o țină nimeni cu macadamia și cu... că nici eu nu-mi permit să-mi cumpăr în fiecare zi macadamia și să mănânc mușchi de vită în gorgonzola sau mai știu eu ce minunății icre negre. Nu, deci hai să fim serioși. Dieta asta poate să o țină până la urmă orice om. Eu vă spun clar, dacă socotim cât dăm pe acele jeguri nutriționale la prețul regești, dacă ne gândim că noi cumpărăm o punguță de cereale și ne uităm la prețul pe kilogram, eu asta am insistat de multe ori să spun. Uitați-vă la prețul pe kilogram al alimentului pe care îl cumpărați. Poți să constați că un oarecare batonaș pentru slăbit costă 1.000.000 și ceva kilu. Sau poți să constați că iarăși un baton care nu-i pentru slăbit, este acolo așa, costă 30 ceva kilu. Costă mai mult decât carnea. Adică da, trebuie, cerealele respective costă o dată și jumătate cât mușchiul de porc în hipermarket. Adică nu, încă o dată, până la urmă contează, evident, este mai bine de țară, este mai bun decât bio și este mai bun decât ce se găsește în magazin convențional, dar convențional, într-un raport preț-calitate corect, la care ai acces, că până la urmă dieta ideală există doar în cărți. Noi trăim, corect, în viața reală, avem petreceri, avem întâlniri, avem muncim, adică nu stăm toți în carte să puchisim nutrientul și să ne gândim câți omega 3 sau... Adică de-aia eu chiar recomand de multe ori o dietă intuitivă și nu o dietă pe grame cu cântar atomic pentru alimente în bucătărie și cu numărarea, într-adevăr. Pentru oamenii cu care am lucrat personalizat, le-am recomandat să țină un jurnal alimentar la gram și calorie, pentru că este foarte util cel puțin în primele câteva săptămâni. După care, mulți dintre ei își dau seama că pot să țină și intuitiv, pentru că nu este foarte greu de ținut, varianta asta de dietă nu este foarte greu de ținut intuitiv. Este chiar ușor. Și mulți au rezultate. Adică... Bun. Andrei, da, deci tu militezi pentru nutriție și nu restricție. Exact, nutriție, nu restricție. Așa, eu îți mulțumesc că ai venit în această seară în emisiune. Te mai invit pentru că vreau să discutăm și despre alte lucruri, da, să luăm alimentele la rând, să discutăm, da, despre acest lucru, că sănătatea, vorba aia, e... Da. Da. De bază. Și eu vă mulțumesc mult. Dacă n-ai invitație, sănătate, n-ai nimic. Asta sau am... nu contează restul. Exact. Mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră. Ne puteți revedea mâine dimineață între 7 și 8. Nu uitați să vă uitați pe platforma www.nasul.tv, pe pagina noastră de Facebook Midnight Blogger by Alexa sau să ne scrieți la byalexa@nasul.tv. Vă doresc noapte bună și nu uitați să fiți iubiți!